Zeci de buzoieni au reclamat la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor faptul că nu au primit facturile la energia electrică. Mai mult, clienții care au găsit în cutiile poștale în cele din urmă facturile au rămas uimiți de sumele pe care le aveau de datorat, după ce furnizorul de electricitate le-a acumulat soldul pe mai multe luni de zile. Au existat facturi de 8.000 de lei pentru o locuință, au precizat reprezentanții Protecției Consumatorilor Buzău. Primul nu le-au venit facturile la timp. Marea majoritate și pentru că n-au venit au fost și sume și cantități foarte mari. Au avut de la 60 la 80 de milioane, la 6.000 la 80 de milioane. Au fost cumulate. Mai mult decât atât, oamenii au reclamat la Protecția Consumatorilor că nu au unde să ceară lămuriri vis-a-vis de facturi, pentru că furnizorul de electricitate nu are un birou de relații cu publicul, sesizările fiind acceptate doar online. Toate facturile se face la București. După ce le trimitem pe mail și discutăm cu ei pe mail. În general, toate au fost recalculate și s-au rezolvat. Nu a fost probleme. Aici este problema, pentru că nu au o persoană cu relații cu publicul. Sunt obligați, normal, toată lumea trebuie să aibă relații cu presa, dar și ăștia au făcut reducere de personal și invocă faptul că s-a schimbat ordonanța de urgență sub la sunarea de 5 ori, spun că au relații cu publicul pe online. Au atât de mail și se trimit acolo reclamații. În perioada următoare, Protecția Consumatorilor se așteaptă la un val de reclamații și în ceea ce privește facturile la gaze naturale, având în vedere consumurile care cresc pe perioada iernii.